Bun regăsit, doamnelor și domnilor, la o ediție specială a emisiunii Raportul de Seară. Propunem pentru emisiunea de astăzi un montaj cu principalele momente din ședința deliberativului județean. Cea mai lungă ședință a Consiliului Județean Suceava, dacă nu din istoria de 24 de ani a instituției, sigur din ultimii 16 ani, s-a consumat în data de 19 iulie. A fost nevoie de 7 ore și jumătate de ședință pentru a dezbate 39 de puncte de pe ordinea de zi. Altădată au fost mai multe, dar oamenii aleși au fost mai responsabili. În prezent, în acest mandat, unii dintre consilierii PSD au mers pe principiul bufoneala noastră exersată pe cheltuiala voastră. Pentru că apare în montajul nostru, precizăm că nu ne referim la intervenția consilierului Mihai Grozavu. Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a fost aproape obligat de alocuțiunile copilăroase ale unor socialdemocrați să afirme că are sentimentul că PSD înțelege greu că a pierdut alegerile în județul Suceava. El a spus că dacă hărnicia PSD de acum se manifesta și în ultimii 4 ani, județul era mult mai departe, dar crede că este vorba doar de hărnicie la vorbe. Primele contre pe proiectul Luna Diasporei. Cam puțin bani, au spus aleșii PSD, îi jignim cu această sumă pe sucevenii din diaspora. Să nu-i comparăm cu mașinile second hand. Știm că unii socialdemocrați au limuzine tare, dar asta nu înseamnă că sucevenii noștri din afara granițelor vin acasă în concediu cu autovehicule de ultima generație. Ce mai, comparațiile demne de pișichiere care beau bere la terase și trăiesc într-o continuă dulce trândăveală și care, neavând consistență, își răzbună neputința cu luatul peste picior a tot ce mișcă în țara asta. Am solicitat acest punct, completarea acțiunilor culturale la nivelul județului Suceava, așa cum e firesc, și vă supun atenției, estimați colegi, consilieri, un proiect mare la care facem propunerea să avem deschiderea în data de 31 iulie, duminică, pentru manifestări prilejuite lunii diaspore. Am să fac câteva referiri. Am scris și în raportul care justifică acest lucru. Județul Suceava are un număr însemnat peste 100.000 din statistici de oameni care lucrează în Europa de Vest, în cea mai mare parte, oameni care vin acasă în bună măsură în luna august, iulie-august, în special augustul este luna lor de concedii, și am socotit că avem obligația morală, noi ca instituție a Consiliului Județean Suceava, dar și alte instituții, să dăm atenție cuvenită și diaspore. Diaspora care au în cea mai mare parte familie acasă, copii acasă, care au probleme. Unii dintre ei au aici, alții au probleme în străinătate. Acțiunile prilejuite de luna august, o să le vedeți. Eu am aici un proiect de program, pentru că vom lansa un program mai mare, Hai în Bucovina, pe 12 piloni, pe toate lunile anului. Propunerea noastră este pentru promovarea mai curajoasă a județului Suceava și a Bucovinei, dar unul din cei 12 piloni este luna august, luna diasporei, ca să știți. Tot atunci, în 31, vom avea deschiderea Muzeului de Istorie și a expoziției permanente la Cetatea de Scaun a Sucevei. Vă invit pe toți consilierii județeni, la ora 14 va fi deschiderea Muzeului de Istorie și apoi la ora 18, pardon, o să mergem în Muzeul Etnografic și la 19 la cetate. Vor fi reprezentanți ai guvernului prezenți aici, vor fi ambasade prezente aici, vor fi parteneri externi prezenți aici și sigur că foarte multă lume noi am invitat-o, am făcut această propunere și începând de luni, 1 august, vom avea mai multe întâlniri pe teme specifice cu români din diaspora. Am mai avut astfel de întâlniri în mandatul 2008-2012 pe teme sociale, pe teme de economice, oportunități de investiții, pe probleme legate de copiii rămași acasă, pe probleme legate de relația cu autoritățile străine și
Vă mărturisesc că am avut discuții atât cu noul ministru al diasporei, care va fi prezent la Suceava, doamna ministru, Maria Ligor, doamna ministra culturii, care va fi prezentă la Suceava la momentul ăla, și sigur că am discutat și cu domnul ministru de externe. Ne bucurăm și de aceea dorim să creăm un eveniment care să pună în mișcare promovarea județului Suceava, a turismului, dar să ținem cont foarte mult și de părerea acestor oameni plecați din județul Suceava la muncă în străinătate, oameni care în cea mai mare parte sunt aducători de venituri, de fonduri pentru existența familiilor de acasă. În acest context am făcut această propunere. Dacă vreți, o să vă dau citire și programului în mare, cu permisiunea dumneavoastră. Așa cum v-am spus, deschiderea e pe 31 iulie. Pe 1 august avem la Palatul Administrativ Sala Ștefan cel Mare întâlnirea, prima întâlnire cu diaspora la ora 11, apoi vizitarea muzeului luni la ora 14. 2 august discutăm oportunități de investiții cu sucevenii. Am invitat aici și ADR Nord-Est și alte foruri care să discute despre oportunități de investiții. 4 august, relația diasporii cu autoritățile statului. Avem o serie de activități care erau în calendarul nostru al județului Suceava, cum ar fi pelerin în Bucovina, dar îl vom intensifica în perioada 6-15 august pe traseele cunoscute tradiționale spre Putna, Cacica și Hajkadar. 10 august o să avem o dezbatere copiii românilor din diaspora. 11-14 august, Festivalul de Artă Medievală la Cetatea de Scaun. 13-15 august avem manifestările de la Ciocănești, Festivalul Național al Păstrăvului. 15 august o serie de manifestări și vom avea o manifestare specială la Cacica în cinstea diasporei. 18-20 august, Festivalul de Rock. 19-26 august, Festivalul de Film de Amatori Unica la Suceava. 27-28 august, mitingul aviatic pe aeroportul Ștefan cel Mare și 28 august, Sărbătoarea Muntelui pe Rară. Cam astea sunt manifestările mari. Sunt o serie de manifestări pe care primăriile le vor avea în întâlnire cu diaspora. Sigur că nu este dedicat doar diasporei și cei de acasă sunt așteptați la aceste manifestări, dar cred că va fi un program de succes și am vrut să vă supun atenției dumneavoastră în ședința de astăzi. Vreau să vă spun foarte sincer și direct că nu avem pretenția că acest proiect este 100% complet, așa cum ar trebui normal să fie, ci în urma unor discuții cu dumneavoastră și cu alții, putem să-l îmbunătățim. E o idee. Am început cu departamente de specialitate, cu structurile din subordine, să o materializăm într-un proiect. Accept ideea dumneavoastră și vă mulțumesc. E clar, am spus-o și eu în cuvântul meu, nu e destinat doar diasporei, să nu se înțeleagă greșit. Numai că familiile, din păcate, în cea mai mare parte, unii sunt afară, unii sunt aici, ei vin la rude. Încercăm să găsim o formulă. Vedeți că am prins și câteva evenimente care au teme specifice și să le dăm răspuns. Încercăm ca autorități, găsim soluții, avem un recensământ al diasporei din județul Suceava astăzi. Suntem în măsură cu aparatul propriu de evidență a persoanei să știm și să arondăm consulatelor din Europa, că suntem țară europeană, oamenii care sunt plecați, să le știm problemele lor? De la cei care lucrează la negru, la cei care nu-și primesc niște drepturi sau sunt păcăliți, până la cei care, Doamne ferește, au accidente și așa mai departe. Deci, departe de bine să fie astăzi un program închis, aștept propunerile dumneavoastră, sunt absolut de acord că sunt foarte multe lucruri de discutat și că totul se învârte în motivul pe care ar trebui să-l creăm, locuri de muncă acasă. Așa este. Aveți perfectă dreptate și de aceea unele din teme vor fi teme economice, oportunități de investiții acasă. Alte intervenții. Sincer, n-am înțeles din exprimare motivele cum se cheltuie 55.000 de lei și la ce ajung. Și aș vrea să explicați lucrul ăsta pentru că văd că propuneți suma de 30.000 pentru muzeu și 25.000 pentru Centrul Cultural Bucovina. Sigur, la partea legată de acest eveniment, eu cred că trebuie explicitat pentru că e foarte puțin. Domnul Cătălin Echifor, de-aia am spus eu și încă o dată mă adresez.
atâta timp cât respectăm registrul civilizat al ordinei de zi, fără să ducem în nuanțe politice în una, dacă nu, vă rog să nu mai cereți, doar unii să rămână în registrul ordinii de zi și altul să încerce să marcheze puncte. Eu sunt obligat să vă răspund. Vă mulțumesc mai întâi că sunteți de acord cu această inițiativă și vreau să priviți în ansamblu că am venit la jumătatea anului cu echipa cu care conduc Consiliul Județean Suceava. O serie de acțiuni au fost bugetate, o serie nu. Am reușit și o să parcurgem rectificarea bugetară să găsim soluții și pentru celelalte evenimente, pentru că aici este vorba și de festivalul medieval și de festivalul de rock și de cel nebugetat până acum de la aeroportul Ștefan cel Mare. Deci sunt evenimente foarte importante și trebuie să punem în valoare și asta, dar ar trebui toate calculate la un loc, nu strict doar personal ce am completat noi. Venim de la pelerini, evenimentele din jurul datei de 15, festivalul de, pe care îl avem cu primăria Suceava în parteneriat și sigur că dacă adunăm toate astea, e ceva. Numai că, din păcate, Consiliul Județean Suceava trebuie să drămăluiască orice ban, că, din păcate, avem în fiecare zi probleme și cu ploile, cu calamitățile, nu știm cum va fi vara în perioada următoare și atunci le gestionăm prudent pe fiecare. În acest context, vă spun că am asigurat buget și pentru festivalul de final de an, de lună de pe aeroport și cele de la Cetatea de Scaun. V-am prezentat, dacă ați fost atent, deschiderea muzeului, care n-am intrat foarte mult în amănunte, sunt o serie de expoziții, vin oaspeți, o să fie ceva cheltuieli, o să fie un spectacol la Cetatea de Scaun pe data de 31. Încercăm cu Nicu Alifantis la Cetate și acolo sunt o serie de cheltuieli, dar într-adevăr am fost extrem de atenți și din economii, că nu s-au făcut alte acțiuni, am găsit niște soluții pentru cei 55.000 de lei. În sensul ăsta, și este totul, vă garantez, justificat și transparent, trebuie făcut un material de publicitate. Sunt invitații, sunt musafiri și așa mai departe. Dar și Muzeul și Centrul Cultural Bucovina vă asigur că ei sunt împuterniciți în acest proiect, că vor asigura transparent toată cheltuiala, mai ales că, așa cum ați spus și dumneavoastră, este foarte modestă. Putem uneori cu sume mici, dar cu efortul instituțiilor statului să facem foarte multe. Și eu sunt de altă părere decât dumneavoastră legat de compararea unui eveniment cu mașina second hand. Dacă am un aparat și o să ajungem la organigramă, care e foarte bine reprezentat al Consiliului Județean, dacă avem atâtea structuri deconcentrate ale statului care ar putea să vină cu răspunsuri către diaspora, eu nu cred că fala și sumele de bani trebuie să fie cele care trebuie să vorbească, ci consistența discuției și rezolvarea problemelor. Adică să închidem cercul în felul acesta și nu spectaculos. Modesta bugetare de care este vorba sunt anumite cheltuieli punctuale care se întâmplă în acea perioadă legat de micile spectacole modeste și de cheltuielile de promovare a Bucovinei în acea perioadă. Eu sunt bucuros că pe internet se răstogolește foarte bine Luna Diasporei. Nu vreau acum să vă spun mai mult, dar o să fie prezența aici în țară șefii ai diasporei cu delegații din multe țări din Europa de Vest și o să vedeți că acest eveniment va fi un eveniment luat ca model al Sucevei și rostogolit în toată țara în perioada următoare ca un exemplu bun. Și vom discuta și vom vedea la momentul potrivit. N-am avut absolut nimic să continuăm proiecte pe care le-ați avut dumneavoastră, care la rândul dumneavoastră le-ați luat din urmă, le-ați reportat în cea mai mare parte. Nu facem o dispută aici paternitatea a cui sunt evenimentele, ci mergem înainte și dacă întregul este în favoarea județului Suceava și a diasporei, este foarte bine. Fiecare echipă vine cu prioritățile ei, înscriindu-se în ceea ce a promis populației, pentru ce a trimis o populație aici și în acest context aș vrea, dezbatem cât vreți dumneavoastră. Aș vrea totuși să acceptați ideea că echipa care conduce astăzi, și dacă o să treacă, o să treacă, nu o să treacă, nu o să treacă acest proiect, este trimisă să pună în aplicare anumite promisiuni pe care încercăm să le operaționalizăm. Și dați-mi voie, domnule consilier Rădulescu, să vă spun că tot astăzi, dar într-un alt registru, sunt pregătit să-mi iau salopetele că le am în mașină, să mă duc
pe muntele Mestecăniș să deblochez proiectul deșeuri. Da? Tot în acest registru, pentru că ne-a trimis populația și pentru asta. Asta este. Discutăm cât vreți, până la urmă o să amânăm plecarea acolo, că tot arde și este foarte târziu. Nu vreau să spun mai mult de atât, dar trebuie să deblocăm și astfel de proiecte. Însă promovarea județului Suceava, promovarea Bucovinei, punerea în valoare a ce avem noi frumos aici, am socotit și s-a nimerit. Dacă noi câștigam alegerile în ianuarie, probabil că altele erau temele. Și așteptam augustul pentru diasporă, dar coincide această perioadă cu venirea românilor în concediu acasă. Și vă rog să fiți de acord și dumneavoastră să dăm drumul la acest proiect, pentru că nimeni nu prea i-a băgat în seamă de 20 ceva de ani. Au plecat și au plecat oamenii, nu de buie, ci au plecat pentru că n-au avut unde lucra în România. Da, domnul consilier Cușmir. Domnule președinte, stimați colegi, o propunere scurtă, simplă. Vă rog frumos ca în loc de luna diasporei să se numească luna românilor de pretutindeni. Vă rog frumos, mulțumesc. Da. Alte probleme dacă sunt. Domnul consilier. Domnul președinte, nu trebuie să ne supărăm când se cer bani pentru actul cultural. Eu vă spun un lucru. E nevoie să dăm, dacă ne punem capul la asemenea treabă, pe spectacol să fie spectacol. Noi la Centrul Cultural n-am admis chici, cum se spune. Noi am zis, domne, să fie calitate. Și cu calitate am făcut economii, nu cu altceva. De aia nu vă supărați pe treburi de genul ăsta când se cer bani sau pentru calitatea unui act cultural. Vă mulțumesc. Da, și eu vă mulțumesc. N-aș vrea să mai intru acum în discuții. E adevărat, însă încercăm să îmbunătățim așa cum vedem noi acest lucru. Și eu cred că de la repetiții de la Centrul Cultural Bucovina trebuie să trecem la spectacole adevărate. Nu vreau să dezvolt acum subiectul ăsta mai mult. Da. Numai puțin, vă rog. Eu am o rugăminte totuși și cer grupul consilierilor PNL, văd că n-a avut niciun fel de intervenție până acum. E bine că necesită dezbatere acest proiect, eu mă bucur foarte mult de asta. Am luat notă și de propunerea domnului consilier Cușnir să se numească Luna Românilor de Pretutinderi. Noi așa am considerat Luna Diaspore, pentru că este împământenit acest lucru și socotim că este binevenit. Cred eu că asta trebuie să fie, dar o să supunem la vot și propunerea dumneavoastră și vom vedea mai departe ca să mai facem un pas. Vă rog. Da. Dacă v-am răspuns, încep cu propunerea de să o supun la vot, propunerea domnului Cușnir de a se numi Luna Românilor de Pretutinderi. Cine-i pentru? Cât? 14. Împotrivă? Mulțumesc. Abține? Mergem mai departe. Stimați colegi, proiectul de hotărâre privind completarea calendarului acțiunilor... Un secund, dacă mai am o intervenție, vă rog. Am votat, am intrat în procedură de vot, domnul... Ați pus la vot un amendament? Da, am intrat în procedură de vot ca să mergem mai... Vă rog, domnule consilier, haideți. Vedeți că faceți microfonie dacă vorbiți peste mine. Pot obi? Da, încercați. Grupul Consiliului PSD votează acest proiect de hotărâre și își exprimă regretul că finanțarea este total insuficientă. Mulțumesc. Îngăduiți-mi, stimați colegi, consilieri, să fac următoarea remarcă. Noi putem da replici, putem fi foarte acizi, putem veni cu argumente. Din respect pentru timpul dumneavoastră nu o facem, dar vă rugăm cu respect, nu exagerați. Dacă vreți să pornim, să vedem cine e mai tare în replice, cine are argumente de a ne contradice unii pe alții, o putem face. Vă respectăm suficient de mult și când vedem cu ce lucruri veniți și pierdeți vremea, chiar ne îngrijorăm și ne gândim, chiar doriți binele să facem ceva practic în județul ăsta sau să facem politic în continuare ca să ieșim în evidență cine vorbește mai mult și mai bine și cine iubește mai mult. Oamenii din județul Suceava, cu ghilimele de rigoare. Mulțumesc!